de voce. Mulțumim, Madalina. Fraților, vreau să vă zic în felul următor. Mă uitam așa prin platou. Așa. Și am crezut că a venit concurența la noi. Dar nu e concurența. E vorba de Andrei Gârjob, care seamănă cu știți voi cine. E magician. Bună dimineața. Iartă-mă, era aici. Trebuia să zic. E evident. Da. E evident asemănarea. Bine. La Ryan Gosling te refer, nu? Da. Frumos, da. Da. Andrei, ce concurezi eu pe știi cum? Da, concurența ta unde era peste ocean. La Hollywood. Am înțeles. Bună dimineața, Andrei Gârjob. Magician. Te joci astăzi cu mințile noastre? Să știi că suntem destul de bulversați. Nu, bulversați un pic. Păi ce-ați pățit? Ia neușor. Stam de vorbă după dacă vrei. Mai da, cu asta mă ocup. Așa. Mint lumea cu un pachet de cărți. Și am înțeles că ai și un tatuaj interesant care... Păi da, asta e tot ce e interesant la mine, un tatuaj. Ce tatuaj interesant? Uite, se spregă... Da, asta a venit, de fapt. Să ne arăt tatuajul. Vă arăt tatuajul și am plecat. Dacă de asta ai venit, hai să vedem. La camera asta. La camera aia, da. Deci cel mai tare tatuaj, da? Pentru asta m-am născut. Dacă țin mâna așa în jos, se vede că e o față care se uită către mine. Vezi doi ochi, nas, buze. Corect, da. Vezi, e un profil uman care se uită către mine. Gata. Da, și dacă ții mâna așa, scrie... Liar, mincinos. De tare. În engleză. Deci depinde de iluziile cu care mă ocup și eu sunt și pe mână. De restul nu pot, că ce ne-au. Da, deci nu le explic pe restul. Stai așa că e dimineață. Hai să ne riscăm dacă e. Hai să riscăm, ia, hai să vedem. Riscăm, de fapt, da. Am văzut că aveți colegi de-ai mei invitați în emisiune. Felicitări pentru asta. Da. Ne place comunitatea de magicieni, ce să spunem. E numeroasă, serios. Aveți unde alege. Da. Bun, am aici câteva bucăți de cărți. Okay, eu n-am venit cu tot pachetul. Da. N-ai avut bani? Nu. Sau ce? Eu pentru tatuaj am venit, nu am făcut treaba. Sunt bucăți de cărți rupte, sunt sferturi. Da. Bianca, de ce ești timidă? Vino mai în față. Nu știam dacă mă primești și pe mine, dacă vrei să... Nu e concurența, Bianca. Doar Angie. Doar Angie nu poate să vină. Că mă chemi. Ea abia așteaptă să ieși de aici. Eu fac orice să ieși de aici. Cred că e nevoie de tine peste tot, nu doar acolo. Să nu mai zici că eu nu viu, că viu dacă mă chem. Viu. Bine. E vie. Am să rog și pe Angie să ne ajute cu ceva. Deci avem așa sferturi de cărți pe care le-am rupt, da? Da. Dacă luăm 4 sferturi, formează o carte. Bă, sunteți tari. Da, sunteți tari. Așa că voi 4 veți alege câte un sfert. Da. Voi 4. Fiecare persoană își alege un sfert, le pune în cap la cap și dacă sunteți tari, formați o carte. Okay? Hai să încercăm. Începem cu tine. Spune-mi stop. Când îmi spui... Stai să fac către camere. Deci eu fac așa. Când îmi spui stop, mă opresc, pun ca bucata. Și dacă nu vreau să te oprești. Dacă... Mi s-a spus să nu fac glume, mă tot provoacă. Care-i faza? E dimineață, că e matină. E mai bine, gata, iar mă opresc. Spune-mi, te rog, stop când vrei. Nu prea spui stop. Stop, okay. Da. Nu prea spui stop. Sunt așa, mai nesătulă, ce să zic. Bucata numărul 1. Hai. Numărul 2, te rog. Zi-mi stop când vrei. Stop. El este mai hotărât. Așa, Bianca, dacă nu te deranjezi, te rog, când vrei. Și ea la fel, da, nu prea. Vreți să ne ajungi aici, da? Așa, Angie. Papa. Te-am trezit? Da, să nu te lași influența de colegii mei, că spus pe ghidușii dimineața, știi? Angie, am o rugăminte și la tine, doar să-mi spui stop. Atât. Vale. Eu fac așa. Vale. De asta zice, la mine durează mai mult. Engleză, dar nu, vale. Ok, dar la mine, eu te avertizez că la mine durează mai mult. Am înțeles. Încerc să fac față. Bale. Angie, când vrei tu? Venga. Nu știu dacă mă înjură sau... Da. Okay. Între că în dimineața asta sunt mai tristă și ce arde leantă, mă râd mai înșetul, iau încet. Bagă ca pe zâchile. Bale, thank you. Mulțumesc pentru... nu, am pus deja. A fost de mult spus. Bun, deci fiți atenți. Așa. Cu greu sau mai ușor ați spus stop undeva. Și, apropo, înainte să vin sub chestia asta neagră, am făcut o predicție. Și am și cărți mai mari, că nu numai chestii mici. Da, da. Și dacă ați făcut bine, sferturile voastre formează cartea de aici. Dacă ați făcut bine. Hai să vedem. Primul sfert. Ok, e o carte neagră de trefla. Până aici e bine. Numărul 2. Nu cred. 6 de trefla? Măi, până acum, dacă vine și camera mai aproape sau se vede, vezi că e aceeași carte.
Da. Mergem mai departe. Ia să vedem. Nu cred. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Urmează... Senzațional. Bineînțeles. Nemai văzut. Toți patru, ca o echipă, da, ați format o carte... Nu, ce ai făcut, Bobita? Ce ai făcut? Nu, ce era? De la mine, pentru că am zis prea încet? Da. Trebuia să zic mai repede, nu? Format... Bale, nu, nu s-a întâmplat nimic. Aproape, a sus aproape. Dar de piure oange. Păi stai puțin că... Bun, în fine, deci, voi patru ați spus stop la aceste patru sferturi. Predicția mea este aici, nu pot să o mai schimb. Dar ca să vezi, se potrivește exact, măi, cu predicția mea. Știam că o să fiți un pic mai diferiți. Ai văzut, Angie? Nu. Angie, bravo. Nu. Și Oscarul pentru cele mai sincere reacții, doamnelor și domnilor, fere. Nimeni nu face asta în lume. Am dat Oscarul, mă garante. Fals, frumos. De ce mă bucur că v-am nimerit. Și tu, vreau să mulțumesc familiei mele, mele, care m-a susținut. Andrei, ce mai ai pentru noi? Mai am un miracol, nu mă pot abține la ce... La ce spontane ați fost, trebuie. Ceva deosebit, nu? Da, păi așa asta ceva. A fost încălzirea. Da. M-a dus un pachet de cărți marcat. Mulțumesc. Îl vizi? Și câți bani faci cu ăsta? Faci, nu! Faci o groază de bani. Știați că există oameni care trișează la cărți? Nu, da. Vorbesc eu, scoasă, da? Se ocupă. Bine, acum înțeles că pot să dau din casă, că suntem safe, rămân între noi. Ok. 20 de milioane de oameni, cât se uită. Da, audiență record. Audiența e maximă. Da. Bun. Am să vă dau din casă cum e să fii trișor. Cel mai comun mod de a trișa la cărți este să marchezi pachetul. Primul pas la care trebuie să fii atent când joci cărți cu un străin e culoarea pachetului. Dacă e albastru sau negru, cel mai probabil e marcat. Pentru că folosesc marker negru, negru pe negru nu se vede. Ăsta e pachet albastru, cel mai probabil e marcat. Cum se marchează? Mă bucur că ai întrebat asta, Bianca. Am să scot random câteva cărți și am să vă arăt, dacă aș fi trișor și voia să fii victimele mele, cum le-aș marca? Yeah. Până ați venit voi la masă, da, de exemplu, pe 9 de trefla, cu un marker negru, aș face un punct în stânga și rețin că punctul din stânga, pe colțul din stâng, pardon, pe cartea albastră, este 9 de trefla. Pe 4 l-aș marca în partea dreaptă și rețin că în partea dreaptă e pe 4 de pică și așa mai departe. Regina aș marca-o pe centru și 5 sus. Și în timpul jocului, când vă împar cărțile și voi stați așa, crezi că eu nu văd ce cărți sunt, dar văd exact punctele și știu exact ce carte ai. E greu pentru că nu mă rezum la doar 4 cărți. Okay? Le marchez pe toate. Da. Dar după cum am spus, rentează că faci o groază de bani. Dar pentru că e prima oară la voi și nu vreau să vin cu mâna în buzunar. Și nici n-avem memorie noi. Buzunar. Am să vă fac să fiți trișor pentru câteva secunde și veți vedea semnele de pe spatele cărților. Ca un profesionist. În momentan nu știu unde-i semnul, corect? Nu. Fiți atenți, dacă lăsăm cinciul ăsta cu fața în jos, vreau să vă fac să-l vedeți exact ca un profesionist. Pentru că dacă vă concentrați un pic, ar trebui să vă vedeți că această carte, dacă vă uitați atent, stați, nu mă ajutați, este un 3 de caro. Da, nu cred. Fiecare carte, v-am spus că este însemnată. Dar ce discret este. Discret, dar dacă ești profesionist, poți să mergi de la Angie de acolo și poți să vezi că ăsta este un rege de pică. Chiar trebuie să te uiți atent. Dar ți-am zis. Să ai ochiul format, toate cărțile, exact. Toate cărțile sunt marcate, erau. Toate sunt marcate, mai puțin cinciul ăsta. În rest, dacă vă uitați, toate cărțile sunt marcate. Și dacă nu mă înșel, pasăra marca de față cu voi, nu? Dar markerul unde îl ții, Andrei? Fii atent, markerul înseamnă că și asta este marcat. Înseamnă că și asta e și asta. Trebuie să fie un pachet 100% marcat. Marcat. Te-ai dedublat, Andreiule. There you go. Acum o să câștig la toate jocurile de cărți. Zise Bianca, așa să fie, Bianca. Doar să nu le spui cum faci, da? Da. Măi, da. Ce pot să zic? A fost o plăcere. Te reținem, nu? Nu. Te reținem, am înțeles. Nu, dar mi-am dat seama după... Ai treabă. Da. Iartă-ne pe noi, ești. Am înțeles că vin să vreți un tatuaj, atât, acum trebuie să faci și două numere de magie. Profităm de tine, ce să facem? Concurența, vorba aia. Da, exact. Poate facem și noi ceva. A venit Hollywood-ul. Hai că mai ai, mai ai și în partea, ajungi. Da, ajung. Nu e departe. Nu da, la Rome Expo. Imediat ajungi. Da. La Rome Expo. Nu. E pe piața Chibrii. Dar în fine. Așa. Iartă. Dacă tot vă întrebați. Răzvan, ce face? Bine? Deci de
cine a zis că n-am voie să fac glume? Deci nu mă înțelegi. Ramon Aristei, ce zici? Nu, sunt bine, toată lumea e bine, da. Să-i pup din partea noastră. Ok. Da, să le zici că de la distanță, că oricum, de săptămâna viitoare, na, așa. Da, deci, practic, poate veni la voi. Vorbesc despre tatuaje și pup pe alții pentru voi. Super, păi a meritat. Pui tu o vorbă bună la ei? Pui tu o vorbă bună, te rugă. Da, ce profil de Instagram ai tu? Până la urmă? Nu, la ce vă gândiți voi. Așa. Este Andrei Gârjob cu Udini, nu am să-mi schimb numele, este G-I-R-J-O-B. Da. Și apropo, am show online de magie. Mulțumesc că m-ați întrebat. Da. Exact. Este vineri, ce e azi? Joi. Okay. Mâine la 8 seara pe Zoom. Ok. Că nu fac reclamă Zoom-ului. Dacă ziceam că e vineri, mergeai și făceai numărul de magie. Da, era astăzi. Dar e mâine la 8, poți să-ți iei bilete, vii să mă vezi. Da, tine de acasă, faci magie bine. Deci. Mulțumim, Andrei, ești un simpatic. Eu mulțumesc, Săruna, mulțumesc mult. Te mai așteptăm, dar... Când? Nu știu. Voi fiți online, voi fiți pe live. Online, da. Mâine mai... are spectacol Andrei Gârjob și pe Instagram. Îți mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi. Cine e cu noi? Timișoara! Timișoara!